Strămoșii noștri au tratat cu foarte mare atenție coaja ouălor roșii sfințite de Paște și considerau că este un păcat să o arunce. Bunicile îngropau coaja ouălor roșii sfințite de Paște în câmp sau în grădină. Se credea că o astfel de binecuvântare va face pământul mai fertil. La fel, coaja ouălor roșii era aruncată în râuri sau lacuri. Se credea că apa poate duce coaja în lumea morților și astfel și ei vor afla despre învierea Domnului. Dar existau și alte moduri de a folosi coaja ouălor roșii. Uneori, coaja era măcinată și adăugată în hrana pentru găini, care vor face ouă mai puternice. În unele regiuni se credea că coaja ouălor roșii trebuie ascunsă în spatele icoanelor sau era aruncată pe acoperiș pentru a atrage fericirea în casă. Ce se face acum cu coaja ouălor sfințite? O modalitate de a folosi coaja ouălor de Paște rămase este să le arși și să folosești cenușa ca îngrășământ. În același timp, este necesar să îngropi această cenușă acolo unde oamenii nu o vor călca în picioare. O opțiune bună este să o pui sub pom fructifer sau tufișuri. Totuși, preoții asigură că după sfințire, coaja de ou nu capătă nicio calitate deosebită și poate fi aruncată ca orice altă materie organică obișnuită. La urma urmei, este doar un ambalaj în care se află oul. Cu toate acestea, dacă nu vrei să arunci coaja ouălor roșii, duhovnicii spun să o îngropi în pământ. Relatează m.dcnews.ro.